Spuneai de plecările de la echipă. Veniri, și Edi Iordănescu a subliniat încă o dată faptul că își dorește să întărească echipa. E nevoie de jucători să aducă un plus. E normal. Unii jucători pleacă, se transferă, alții trebuie să vină. Sunt convins că în următoarea perioadă vor veni și jucători. Sunt Poate discuții unul, acum, sunt poate doi. negocieri, că știi cum e. Mai avem 2 săptămâni până se încheie perioada de transferuri. Bine, paranteza cu jucători liberi de contract și sunt sigur că nu vă doriți să aduceți jucători liberi de contract, că e un motiv simplu, ori nu au valoare, ori e o problemă din punctul ăsta de vedere sau n-au prins o echipă de mai mult timp. Și atunci, nu știu, la un moment dat se vorbea de Paul Anton, îți dau un exemplu, a existat un interes pentru el? În următoarele zile sunt sigur că unul sau doi jucători e posibil să ajungă la echipă. În această perioadă sunt foarte multe discuții cu foarte mulți jucători, ceea ce cred eu că e destul de important, faptul că în momentul când eu știu, conducerea, antrenorul se decid la un anumit jucător să fie alegerea bună, pentru că noi suntem, eu știu, în plin campionat, nu ai foarte mult timp la dispoziție și atunci îți doresc să aduci un jucător care să te ajute. Nu poți să aștepți foarte mult timp după el ca, eu știu, să aibă o perioadă de acomodare, să aibă timp să se impună în echipă. Și de asta zic că e foarte important ca, eu știu, jucătorul sau jucătorii care vor veni să fie de la noi, din luați. străinătate, de unde v-ați orientat? Sunt variante ligante pentru voi? E posibil orice, ca să fiu sincer cu tine, dar din câte știu eu, cred eu că jucătorii vor veni din străinătate. Până atunci ați prelungit niște contracte. Da, neașteptat. Poate cele mai importante transferuri. Da, Mario Camora, Ciprian Deac, Omrani, da. Până la urmă Omrani, că era în ultimele 6 luni de contract. Da, am mai prelungit, a prelungit și Omrani cu noi. Totuși, Ciprian la câți vreți să Camora, joace băieții ăștia? Că au o vârstă. Credem la cum arată și la modul cum se pregătesc, poate să mai joace mult și bine. Mă uitam și la Ovidiu, la Hoban, care a intrat aseară, are și el o acum vârstă pare rău că și o experiență. Mai devreme. E, știi cum e, e și norocul pe care l-au, făcând parte dintr-un grup așa cum este cel de la CFR, practic, eu știu, nu te lasă, te împinge de la spate tot timpul să vrei mai mult, să-ți dorești, să fii tot timpul în teren și, bineînțeles, să obții rezultate, să câștigi trofee. Ok, spuneai de transferuri. Din punct de vedere al planului, pentru că deja trebuie să te gândești și la ceea ce înseamnă sezonul acesta și la ceea ce înseamnă să prinzi din nou grupele europene, pentru că e clar, din punct de vedere al veniturilor, din punct de vedere al imaginii, jucătorii se vând din Europa, nu din Liga 1, veniturile le obții din Europa, mai mult sau mai puțin din Liga 1, jucătorii pe care îi veți aduce sunt jucători de nivelul ăla, adică nu doar de Liga 1? Vă dați seama că asta înseamnă și costuri. Da. Obiectivul este de a fi din nou, eu știu, în Europa League. Dacă ajungi din nou în Europa League, e un obiectiv palpabil. Nu, din punctul meu de vedere, dacă reușești să ajungi în Champions League, deși anul ăsta am avut un culoar extrem de bun, e ceva extraordinar. Europa League cred eu că este mult mai aproape de ceea realitatea ce ne oferă în momentul de față fotbalul românesc și valoarea echipelor. E nevoie să câștigi campionatul. Și atunci, evident că momentul când aduci un jucător, îl aduci să câștigi campionatul și să poți să joci în Europa League, să te bați pentru performanță acolo.